Tot ce se întâmplă astăzi este fabulos. Pentru mine reprezintă încă o dovadă că și la noi se poate. Că și la noi se poate să ne uităm către, iată, generația de astăzi, este așa de jur împrejur, și să încercăm să le oferim povești de viață pe care le-am auzit împreună aici, să le oferim ghidaj, să le oferim o direcție, atât cât putem fiecare dintre noi. Am ajuns în clasa 8-a, ca mulți dintre voi, și am spus o să merg la liceu pedagogic. Și replica a fost o să te faci profesor și o să mor de foame. Trebuie să declar astăzi, 14 septembrie 2024, că nu am murit de foame niciodată. Am crezut în visul meu, nu am renunțat niciodată și astăzi vocația mea este acela de profesor. Nu de președintele fundației, nu de un vorbitor aici în arena circului, ci de profesor. Ceea ce trebuie să faceți voi este să spuneți da, răspicat, fără să vă fie frică, tuturor ușilor care se deschid în fața voastră. Pentru că poate să-ți ia cineva absolut orice, lucruri materiale, ceea ce ești tu și ce ai în interior, nimeni, absolut nimeni, nici inteligența artificială, nici 100 de roboți nu îți va putea lua. Eu cred din toată inima mea în generația aceasta, care este o generație cu voce, care este o generație care visează, care este o generație liberă. Și cred că noi, adulții, trebuie să îi încurajăm și de aceea astfel de evenimente nu pot decât să le dea acele aripi de care cu toții au nevoie și să credem că într-o zi și noi ne vom putea mândri cu cei care sunt liberi să facă lucruri.